Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit la jurnalul Muntenia TV. Pentru început vă invit să urmăriți principalele titluri ale ediției. Numărul cererilor pentru ajutoare de încălzire mult mai mic decât în anii trecuți. Codul galben de ninsori din țară, un semnal de alarmă pentru șoferi. Pompierii giurgiuveni au închis alte două cluburi din județ. Autoritățile locale se pregătesc de iarnă. Ieri a avut loc ședința Comitetului Local pentru Situații de Urgență. Alzheimerul, o problemă în Giurgiu. Dacă anii trecuți giurgiuvenii erau nerăbdători să depună cereri pentru obținerea ajutorului de încălzire, în acest an situația s-a schimbat. Fie din cauza multelor documente solicitate pentru obținerea acestor bani, fie din alte cauze. Numărul cererilor pentru ajutoare de încălzire a scăzut simțitor în acest an. Sunt giurgiuvenii mai bogați ca anul trecut și nu se mai încadrează în limita veniturilor impuse de lege? Ar fi o explicație a scăderii numărului de cereri pentru ajutoare de încălzire. Însă este greu de crezut, pentru că se vede cu ochiul liber ce bine o duc giurgiuvenii. Atunci, care să fie explicația scăderii acestui număr? Poate dosarul stufos ce trebuie depus odată cu aceste cereri sau poate verificările făcute în anii trecuți? Oricare ar fi motivul, cert este că numărul cererilor pentru acordarea ajutoarelor de încălzire a scăzut considerabil în comparație cu anul trecut. Astfel, dacă în iarna lui 2014 administrația locală înregistra 3630 de cereri, din care jumătate erau pentru încălzirea în sistem centralizat, adică pentru energia termică livrată de CET, anul acesta numărul cererilor depășește cu puțin 2600 pentru toate tipurile de încălzire, ceea ce înseamnă aproape 1000 de cereri mai puțin. Asta în condițiile în care numărul locuințelor din Giurgiu a rămas același. Este greu de găsit o explicație a acestei situații, însă poate că unul din motivele scăderii numărului acestor cereri este dosarul ce trebuie depus odată cu cererea, un dosar în care se cer tot felul de adeverințe, acte și documente. O altă explicație ar putea fi întețirea controalelor făcute anul trecut la cei care au beneficiat de astfel de ajutoare și faptul că acolo unde s-au găsit nereguli, cei aflați în astfel de situații au fost obligați să returneze banii primiți. Cel mai greu de crezut este însă explicația că giurgiuvenii s-au îmbogățit comparativ cu anul trecut și astfel nu s-ar mai încadra în tranșele de venituri impuse de lege pentru obținerea acestor ajutoare. Boala Alzheimer face din ce în ce mai multe victime la nivelul județului Giurgiu. Dacă în urmă cu câțiva ani la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Giurgiu erau încadrate într-un grad de handicap puțin peste 600 de persoane afectate de această boală, în prezent numărul celor care suferă de Alzheimer trece de 1000. Numărul persoanelor care suferă de boala Alzheimer crește de la an la an în toată țara, iar județul nostru, din nefericire, nu face excepție. În prezent, la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Giurgiu, fiind încadrate într-un grad de handicap, peste 1000 de persoane, ca urmare a diagnosticării cu boala Alzheimer. În ultimii ani a crescut în județul Giurgiu numărul persoanelor încadrate într-un grad de handicap ca urmare a diagnosticării cu boala Alzheimer. Astfel, în evidențele compartimentului de evaluare a persoanelor adulte cu handicap din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Giurgiu se află în prezent 1150 de persoane diagnosticate cu boala Alzheimer, număr aproape dublu comparativ cu anul 2011. Majoritatea giurgiuvenilor diagnosticați cu Alzheimer provin din mediul rural, iar 900 din cele 1150 de persoane ce suferă de teribila boală sunt încadrate într-un grad de handicap grav. Bolnavii sau membrii familiei persoanei în cauză se pot adresa Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Giurgiu în vederea încadrării într-un grad de handicap. În vederea încadrării într-un grad de handicap, persoanele interesate sau, după caz, membrii familiilor acestora se pot adresa compartimentului de evaluare a persoanelor adulte cu handicap din cadrul instituției noastre. Decizia de încadrare într-un grad de handicap este dată de Comisia Județeană de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap. Codul galben de ninsori emis pentru mai multe județe din țară este un semnal de alarmă pentru toți șoferii. Iarna se apropie, iar potrivit legislației în vigoare, conducătorii auto sunt obligați să aibă mașinile dotate cu anvelope de iarnă, atunci când circulă pe drumurile publice acoperite cu zăpadă, gheață sau polei. Cei care încalcă aceste prevederi riscă să rămână fără certificatul de înmatriculare și să plătească amenzi care pot ajunge până la 2100 de lei. Deși temperaturile de afară sunt încă unele de toamnă, totuși legea trebuie respectată. Odată cu venirea primei zăpezi, toate autovehiculele trebuie să fie dotate cu cauciucuri specifice sezonului rece. Potrivit noului cod rutier, este interzisă conducerea unui autovehicul care are montate anvelope cu alte dimensiuni sau caracteristici decât cele prevăzute în certificatul de înmatriculare sau înregistrare, ori sunt uzate peste limita admisă. În caz contrar, șoferii pot fi sancționați cu maximum 20 de puncte de amendă, respectiv 2000
1.100 de lei. Amenda minimă în acest caz va fi de 840 de lei. De asemenea, certificatul de înmatriculare va fi reținut până când șoferul va face dovada montării cauciucurilor de iarnă. Dincolo de obligativitatea de a avea montate cauciucurile de iarnă atunci când carosabilul este acoperit cu zăpadă, specialiștii le recomandă șoferilor să-și schimbe anvelopele în cazul în care temperaturile scad sub 7 grade, așa cum este și cazul perioadei următoare. Atât în Giurgiu, cât și în restul țării, Administrația Națională de Meteorologie anunță valori care se apropie de pragul negativ, începând cu această săptămână. Pneurile care au specificații M plus S sunt dintr-un cauciuc mai moale, mai rezistent la frig și au o aderență mai bună pe suprafețe alunecoase. Conform actualei legislații în vigoare, șoferii nu mai sunt obligați să folosească anvelope de iarnă în anumite perioade ale anului, așa cum era până acum, ci doar atunci când carosabilul este acoperit cu zăpadă. Pentru ca vremea de afară să nu îi ia prin surprindere pe conducătorii auto, este recomandat ca fiecare mașină să aibă în portbagaj o lopățică, o ladă de nisip, lanțuri pentru roți, spatulă pentru rasparbrizul și o șufă sau un lanț pentru tractare. Încă două locații din județul Giurgiu ce erau folosite drept cluburi sau discoteci au fost închise de pompierii giurgiuveni. Este rezultatul acțiunilor de control ISU în perioada 16-23 noiembrie, atunci când inspectorii au efectuat 18 controle de prevenire a situațiilor de urgență, aplicând amenzi ce depășesc 230.000 de lei. În urma tragediei din colectiv, siguranța tuturor cluburilor și discotecilor din țară a fost pusă sub semnul întrebării, iar sarcina verificării normelor de securitate la incendiu a revenit pompierilor. Astfel că toată luna noiembrie controlele s-au ținut lanț, iar rezultatele sunt vizibile. Mai puține cluburi și discoteci deschise în județul Giurgiu, iar amenzile aplicate au fost usturătoare. În săptămâna 16-23 noiembrie 2015, personalul Inspectoratului pentru Situații de Urgență Vlahă al județului Giurgiu a efectuat 19 controle de prevenire a situațiilor de urgență pe raza județului Giurgiu. În urma controlelor au fost aplicate 9 avertismente, 10 amenzi contravenționale în cuantum de 232.000 un leu și a fost dispusă măsura complementară de oprire a funcționării a două unități de alimentație publică cu destinația club-discotecă din localitățile Buturugeni și Bâcu-Joița în conformitate cu prevederile hotărârii de guvern 915 din 2015. Pentru siguranța giurgiuvenilor care frecventau locațiile închise din localitățile Buturugeni și Joița, căile de acces destinate clienților au fost sigilate, urmând să fie redeschise atunci când vor respecta toate normele de protecție și siguranță la incendiu, dar numai devreme de 60 de zile. Sindicaliștii din administrație îi cer președintelui Iohannis să promulge legea ce prevede creșterea salariilor bugetarilor. Black Friday 2015 a însemnat un record absolut pentru vânzările online, iar inspectorii ANAF au descoperit venituri nedeclarate de 87 de milioane de lei la primul control efectuat asupra a 10 români cu averi mari. Amănunte despre toate aceste subiecte aflăm urmărind rubrica Flash. Federația Națională a Sindicatelor din Administrație cere președintelui Klaus Iohannis promulgarea legii ce prevede o creștere salarială de 10%, amenințând că în caz contrar programul de lucru în administrația publică locală va fi întrerupt zilnic. Federația Sindicală i-a transmis luni o scrisoare deschisă președintelui Iohannis pentru a-i aminti de problemele generate de salarizarea deficitară a angajaților din administrația publică locală, lipsa de motivare a acestora și, în consecință, apariția unui exod al profesioniștilor care își desfășoară activitatea în primăriile și județene din România, ceea ce a dus la declanșarea conflictului de muncă la nivel național la începutul anului în sectorul administrație publică. Sindicaliștii îl informează pe președintele Klaus Iohannis că în aceste condiții au demarat acțiunea pentru strângerea de semnături în vederea declanșării grevei generale în administrația publică locală, ca urmare a faptului că salariații din primării, consilii județene și instituțiile subordonate acestora de pe întreg teritoriul țării sunt cei mai slab plătiți salariați din sectorul bugetar, peste 50% dintre ei având salariul sub 1200 de lei pe lună. Institutul Național de Boli Infecțioase Matei Balci din Capitală a rămas fără vaccinurile antirabic și antitetanos, după ce producătorii acestor produse au refuzat prețurile stabilite de Ministerul Sănătății încă de la începutul anului 2015, conform legislației. Avem bani, vaccin există în depozite, dar nu îl putem cumpăra, pentru că există discuții în privința prețului. Situația ține de aproximativ două luni, dar până acum au mai fost produse pe stoc, au explicat oficialii spitalului. Ministerul Sănătății a precizat că producătorii au contestat prețurile stabilite
stabilite legal prin ordinul 57 al Ministrului Sănătății, cu completările și modificările ulterioare, aflat în vigoare de la 1 ianuarie 2015. Ministerul Sănătății nu face altceva decât să aplice legea și nu poate face rabat de la aplicarea acesteia. Această reglementare este valabilă din ianuarie 2015 și a fost aplicată pentru toate produsele farmaceutice, a explicat pentru Mediapax purtătorul de cuvânt al Ministerului Sănătății. ANAF a descoperit venituri nedeclarate de 87 de milioane de lei la primul control efectuat asupra 10 români cu averi mari. Munca inspectorilor a fost dificilă în cazul primelor 10 persoane fizice luate la puricat. Acestea aveau 480 de conturi bancare și au operat peste 100 de mii de tranzacții bancare. Pentru 63 de milioane de lei din această sumă, inspectorii fiscului au găsit și sursa de proveniență, așa că persoanele în cauză trebuie să plătească impozite suplimentare de 10 milioane de lei. Pentru restul de 23 de milioane de lei nedeclarați, fiscul nu a găsit sursa de proveniență, dar îi va impozita cu 3,8 milioane lei. Verificarea persoanelor cu averi de peste 20 de milioane de euro a fost declanșată în 2013. Aceste 10 persoane verificate fac parte din grupul de 336 stabilit de ANAF, asupra cărora se fac analize și verificări. Cel mai mare retailer online a înregistrat de Black Friday comenzi în valoare de 202 milioane lei pentru 602.000 produse, informează Agerpress. Anul acesta a marcat o premieră pe piața Electro-IT, valoarea comenzilor online depășind vânzările din retailul tradițional, cu peste 60% din totalul pieței de Black Friday. Clienții au apreciat prețurile mai bune, oferta diversificată și posibilitatea de a returna produsele în 30 de zile. Dacă în mod normal cota uzuală era de 30% pentru online, de Black Friday s-a depășit cu mult acest prag. 2015 a însemnat și alte recorduri. 1050 de clienți au comandat în total 9,4 kg de aur. Timpul total petrecut de toți vizitatorii pe site este de 116 ani, iar în primele 4 minute s-au vândut 100 de produse pe secundă. Cea mai mare comandă făcută vreodată online la retailerul menționat este de 85.590 de euro și a vizat un Range Rover Sport Diesel, al cărui preț a fost redus cu peste 20.000 de euro. De la 105.667 de euro. Deși temperaturile sunt prietenoase pentru această perioadă a anului, autoritățile se pregătesc de iarnă. Utilajele sunt inventariate și pregătite, stocurile de material antiderapant sunt înnoite și responsabilitățile împărțite. Toate aceste probleme au fost discutate luni în cadrul unei ședințe de comandament de iarnă, condusă de primarul Nicolae Barbu. În prezența factorilor responsabili, luni dimineața a fost discutat planul de intervenție pentru iarna 2015-2016, aprobat în luna octombrie în cadrul unei ședințe a Comitetului Local pentru Situații de Urgență Giurgiu. În cadrul întâlnirii au fost trecute în revistă utilajele disponibile pentru operațiunea de dezăpezire, atât cele aparținând Financiar Urban, firma desemnată să se ocupe de această activitate, cât și cele ale societăților ce se subordonează municipalității. Avem personal suficient, ca și în anii trecuți, echipamente, în principiu totul este în regulă. La sugestie edilului șef, firma respectivă va lua în calcul achiziționarea unui alt utilaj cu lamă frontală și asigurarea unui stoc de clorură de calciu, care să vină în completarea celui de nisip și sare, circa 400 de tone, dar și încheierea unei convenții cu diverse firme care dețin utilaje ce pot fi utilizate în caz de urgență. Nu vom mai merge pe principiu, hai să vedem în momentul ăla ce găsim disponibil. Se poate întâmpla ca să intre în concediu, să le dea concediu mașiniștilor de pe aceste utilaje. Se poate întâmpla să le aibă, eu știu, conservate pentru timp de iarnă. Deci în perioada aceasta, și aș vrea să notați lucrul acesta, în perioada aceasta până în 2 săptămâni, 3 săptămâni de aici încolo, să se realizeze și se vor ocupa cei doi viceprimari, pentru că vom merge pe același principiu, și au împărțit deja zonele de coordonare. Partea stângă, domnul viceprimar Vladu, partea dreaptă, domnul viceprimar Popazu. Cu dumnealor și cu dumneavoastră, domnul director, vom face o evaluare și o inventariere a utilajelor care pot fi folosite într-un anumit moment. Și vom încheia o convenție care să nu ne oblige cu nimic, dar în acea convenție să trecem că cu 24 de ore, cu 12 ore, să, când știm că vor fi anumite stări de necesitate și de, eu știu, de urgență, să le comunicăm și să aibă pregătite aceste mijloace de transport.
Directorul George Rize a venit și cu precizarea legată de sacii cu material antiderapant amplasați în intersecții, sensuri giratorii și străzi în pantă, acțiunea dovedindu-și utilitatea în anii trecuți, atunci când s-a intervenit foarte rapid în împrăștierea acestuia, și a specificat că Administrația Națională de Meteorologie îi informează la timp cu privire la starea vremii, pentru a acționa în consecință. Un rol important iarna aceasta îl va avea poliția locală. Aceasta va coordona și anul acesta traficul și circulația în momentele în care se dezăpezește și lucrează la formarea unei baze de date a proprietarilor de mașini de pe străzile din urgența 1, acolo unde, din cauza parcărilor neregulamentare, nu s-a putut interveni la timp și corespunzător. În permanență, oamenii de la poliția locală, că sunt pe circulație, că sunt pe ordine publică, că sunt pe patrulări prin parcurile din municipiul Giurgiu sau că sunt pe intervenția rapidă, au obligația de ne transmite situațiile de urgență ca să putem să vă informăm pe dumneavoastră. În afară de aceste forțe, noi mai avem și compartimentele de specialitate care vor merge la cetățeni acolo unde se impune situația respectivă pentru degajarea zăpezii din fața curții, de pe trotuar, în așa fel încât circulația pietonală să nu fie împiedicată. Și un alt lucru, sunt formate echipe pentru țurțuri atunci, la momentul când se impune degajarea acestora de la stașina locuințelor care afectează partea de trotuar. Tot în această perioadă, poliția locală va transmite societăților comerciale, școlilor și instituțiilor publice informări cu privire la obligațiile pe care le au pe perioada sezonului rece, la dezăpezire și degajarea trotuarelor. Și în acest sezon, GSL și ADPP vor avea atribuții la dezăpezire, degajarea carosabilului a trotuarelor, intervenții de urgență cu toate utilajele și oamenii de care dispun. ADPP urmând să se ocupe în continuare de piața centrală, piața de la policlinică și piața volantă din Tineretului, iar GSL ia în calcul achiziționarea unei alte motofreze, aceste utilaje dovedindu-și eficiența anii trecuți. Ca și anul trecut, cei doi viceprimari, vicepreședinții Comitetului Local pentru Situații de Urgență, au sarcini bine stabilite în această perioadă, constituind factorii de decizie, alături de președintele Comitetului, primarul Nicolae Barbu. Cetățenii municipiului Giurgiu au la dispoziție două numere de telefon disponibile permanent, unde pot face sesizări și pot informa autoritățile cu privire la o situație de urgență, respectiv telefonul cetățeanului la poliția locală 0246 274 668 și serviciul voluntar pentru situații de urgență 0246 219 409. Formarea profesională continuă, un pas spre reintegrarea pe piața muncii. Este numele proiectului ce a debutat în primăvara anului trecut și care acum a ajuns la final. Se poate spune că este un proiect încheiat cu succes de AJOFM. Obiectivul principal al acestuia constă în angajarea unui număr de persoane stabilit la început și depășit până la final. În primăvara lui 2014, Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Giurgiu dădea startul proiectului Formare Profesională Continuă, un pas spre reintegrarea pe piața muncii. Acum acesta a ajuns la final, iar marți a avut loc un eveniment ce a marcat încheierea oficială a proiectului, un proiect al cărui obiectiv principal a fost angajarea a 74 de persoane, obiectiv ce a fost depășit de inițiatori care au reușit să reintegreze pe piața muncii cu 10 mai mult. Pot spune că proiectul și-a atins indicatorii și obiectivele și în afară de faptul că au fost cuprinși în programe de formare, au fost angajați 84 de participanți la programele integrate desfășurate în cadrul proiectului. Consilierul Eures din cadrul Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Giurgiu s-a aflat pentru prima dată în postura de coordonator al unui proiect. Aici vedeți niște numere seci, sunt niște indicatori. Ceea ce a fost în spatele realizării acestor indicatori a fost într-adevăr o muncă de echipă. Pentru mine, recunosc că a fost prima dată când am participat la un proiect în calitate de coordonator. Așadar, un proiect desfășurat pe mai multe luni a ajuns la final cu succes, iar acum 84 de persoane s-au reintegrat pe piața muncii, unde și-au găsit un loc de muncă în diverse meserii, ca patiser, lucrător în comerț, agent comercial sau frizer. Toate persoanele care au luat parte la acest proiect au avut parte și de formare profesională înainte de angajarea pe un post. Elevii școlii gimnaziale numărul 7 din municipiu vor participa în perioada următoare la un proiect de protejare a mediului înconjurător prin reciclare creativă. Totul face parte dintr-un program Erasmus, Nu-l arunca, fă-l să strălucească, la care vor lua parte copii din Malta, Italia, Grecia, Finlanda și România.
Marți la Giurgiu a avut loc prima etapă din cadrul proiectului de reciclare creativă Nu-l arunca, fă-l să strălucească, un program la care vor participa 5 țări, România fiind reprezentată de școala gimnazială numărul 7 din municipiu. Întâlnirea de planificare a activităților ce vor fi desfășurate în Malta, Italia, Grecia, Finlanda și în județul nostru a strâns la oaltă reprezentanții țărilor partenere, care au fost primiți de delegația română cu pâine, sare, cadouri și cântece tradiționale românești. Astăzi avem prima reuniune de proiect din cadrul parteneriatului Don't Throw, Make It Glow, în traducere Nu-l arunca, fă-l să strălucească, din cadrul programului Erasmus+. Este un proiect al cărui principal obiectiv este protejarea mediului prin reciclare creativă, transformarea obiectelor pe care le aruncăm de obicei în obiecte folositoare, pe care să le avem și să ne înfrumusețeze viața. La reuniunile de proiect ce vor avea loc în fiecare țară vor merge câte 7 elevi, reprezentanții ai școlilor partenere, pentru a face schimb de experiență și a organiza ateliere de lucru. Totul se va termina cu un spectacol de teatru dedicat importanței reciclării, după un scenariu scris de elevi, spectacol ce va avea loc în România. Fiecare țară are sarcina să învețe pe ceilalți cum să realizeze anumite obiecte. În fiecare țară avem o temă. Avem reciclarea hârtiei în Grecia, reciclarea plasticului în Finlanda, reciclarea aluminiului în Malta, în Italia avem reciclarea sticlei și în România vom avea un atelier în care vom face din toate, vom face costume și decoruri pentru piese, pentru că ai noștri copii vor avea și ateliere de creație, vor scrie piese de teatru cu temă pentru protejarea mediului. Iar spectacolul va avea loc în România, vom mai avea o întâlnire în România la sfârșitul proiectului unde vor veni și copii. Zeci de mii de cazuri de violență împotriva femeilor au fost înregistrate oficial în ultimii ani în România, însă numărul real este mult mai mare, pentru că multe din victimele violenței nu reclamă. Acesta este unul din motivele pentru care și România este marcată anual Ziua Internațională de Luptă împotriva violenței asupra femeilor. Din păcate ne luptăm cu așa ceva, din păcate mor, Doamne, din cauza acestei violențe asupra lor. Și bărbați. Și bărbați, nu, mai puțin bărbați. Hai să fim serioși că, într-adevăr, nu există nicio circumstanță atenuantă ca o femeie să fie agresată. Niciuna pe pământul ăsta. Trebuie să luăm măsură, nu știu, trebuie să luăm măsuri, trebuie să ne apărăm, trebuie să luăm atitudine. De ce? O femeie, indiferent ce motiv ai avea asupra unei femei, nu trebuie să fie violent. De-aia ne-a dat Dumnezeu și creier, și gură, să comunicăm, să ne înțelegem, nu știu. Avem școală, culmea, sunt foarte multe femei cu școală care sunt agresate. Considerând că violența asupra femeilor este o problemă reală și din ce în ce mai acută în România, femeile socialdemocrate au decis să organizeze o serie de acțiuni speciale dedicate Zilei Internaționale de Luptă împotriva violenței asupra femeilor. Pe 26 noiembrie, Organizația de Femei, OFSD Giurgiu, va avea o acțiune. Vom avea o invitată specială din București, o doamnă psiholog, tocmai pentru a marca această zi. Din păcate, n-a putut să vină pe 25 și va veni pe 26, dar asta nu înseamnă că pe 25 nu vom marca această zi importantă. Ziua Roz, veți vedea la momentul potrivit. Data de 26 am vrut să fie cu femei într-un cadru mai intim, dacă se poate spune așa. Una din cele mai importante 10 cărți ce au influențat lumea, așa este apreciată Originea speciilor prin selecție naturală, lucrarea lui Charles Darwin, ce a ieșit de sub tipar într-o zi de 24 noiembrie. Despre originea speciilor este vorba în rubrica Memoria Zilei. Bye.
Baza materialului pentru cartea Originea Speciilor a fost adunată în călătoria efectuată de Charles Darwin în jurul lumii pe vasul Beagle între 27 decembrie 1831 și 2 octombrie 1836. După sosirea din expediția în jurul lumii, întreaga energie a lui Darwin este concentrată asupra strângerii materialului necesar lămuririi problemei originii speciilor. O primă schiță a teoriei evoluționiste este întocmită de Darwin încă din anul 1842. Această schiță nu a fost arătată niciunei alte persoane. De existența acesteia s-a aflat abia după 14 ani de la moartea lui Darwin. În 1844, Darwin întocmește o a doua schiță, de data aceasta mult mai completă, și pe care o arată prietenilor săi Charles Lyell și Joseph Dalton Hooker. Aceștia, dându-și seama de valoarea lucrării, au insistat pe lângă Darwin să-și publice lucrarea, existând pericolul ca, datorită amânărilor, un alt autor să publice înaintea sa această teorie și să piardă nejustificat prioritatea. Cu toate acestea, Darwin considera că materialul pe care îl aducea în sprijinul teoriei sale nu era suficient. El vedea lucrarea Originea Speciilor ca o lucrare de dimensiuni vaste, cu prezentarea unui material faptic extrem de bogat. Dar, după cum prevăzuseră prietenii săi, Darwin nu era singurul care lucra la o teorie despre evoluția speciilor. Încă din 1856, Darwin era în corespondență cu un naturalist plecat de 2 ani în arhipelagul malezian pentru cercetări biologice. La începutul anului 1858, Darwin primește de la acesta un articol prin care semnatarul îl ruga să îl dea spre publicare. Titlul articolului era cu privire la tendința varietăților de a se îndepărta indefinit de tipul inițial. Inevitabilul se produsese, altcineva i-o luase lui Darwin înainte. Darwin, dând dovadă de corectitudine și de o modestie ieșite din comun, este gata să renunțe la prioritatea teoriei sale. Cu toate acestea, sfătuit de cei doi prieteni ai săi, Darwin redactează pentru publicare o primă variantă a Originii Speciilor. Această lucrare apare în 24 noiembrie 1859, iar în timpul vieții lui Charles Darwin mai sunt redactate încă 6 ediții, ultima, ediția a 6-a Originii Speciilor, fiind mult lărgită comparativ cu cele anterioare. De remarcat că prima ediție a apărut într-un tiraj de 1250 de exemplare, se epuizează într-o singură zi. Și la noi în țară, concepția evoluționistă a avut numeroși susținători, printre care Grigore Ștefănescu, Ștefan Mihăilescu, Grigore Antipa, Dimitrie Voinov, Emil Racoviță sau Victor Babeș. Vă invit să revedeți principalele titluri ale ediției. Numărul cererilor pentru ajutoare de încălzire mult mai mic decât în anii trecuți. Codul galben de ninsori din țară, un semnal de alarmă pentru șoferi. Pompierii giurgiuveni au închis alte 2 cluburi din județ. Autoritățile locale se pregătesc de iarnă. Ieri a avut loc ședința Comitetului Local pentru Situații de Urgență. Alzheimerul, o problemă în Giurgiu. Doamnelor și domnilor, atât pentru astăzi, jurnalul Muntenia TV se oprește aici. Eu sunt Alexandra Preda, vă mulțumesc pentru atenție și vă aștept și mâine la aceeași oră. La revedere!